Lăudăm pe Iisus, dragii noștri. Ne bucurăm să intrăm din nou în casele dumneavoastră cu o altă emisiune, Zestrea Maramureșului. După cum vedeți, am intrat în postul cel mare și ne-am propus ca și în acest an să aducem în fața dumneavoastră și în inimile dumneavoastră cântece religioase, pricesne, biserici, monument, care ne dovedesc că credința strămoșească n-a fost în zadar. Cei care au trăit cândva și s-au dus, bineînțeles, într-o altă lume, au sperat și au crezut în ceva, că ne vom reîntâlni din nou într-o altă lume. Și eu nădăjduiesc la fel, ca munca noastră, ca aceste cântece care le înălțăm către Dumnezeu, să nu fie în zadar. Când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Da, ce frumoasă e această cântare, că sie drumul cât e greu, e atât de ușor când suntem cu tine. Și Hristos așa și este în viața noastră. În fiecare dintre noi avem probleme, năcazuri. În fiecare viață este câte o miez de bai. Dar când îl avem pe Hristos alături de noi, vedem că nu e atât de greu drumul cum ne-ar părea. Nu? Cârtim. Cârtim că omul de nu cârtea, gândeai că nu el. Numai lutul. Aia se abdietul ne mai astupă gura, că în rest dacă ar tăcea gura, ne-ar vorbea faptele, nu? Ne-ar vorbea bai. Gura face păcatie. N-am știut ce înseamnă binele. Vă mulțumesc că m-ați primit din nou aici. Bater câteodată la biserică, duminica și câte o priceaznă frumoasă și sfânta liturghie, acolo ne regăsim. Și acolo. Și apoi așteptăm săptămâna și zilele să mai lucrăm câte om chic și cât om putea, da? Și duminica iară ne reîntâlnim. Dar ne așa se face că mă reîntâlnesc și eu iarăși cu dumneavoastră și vă mulțumim că... Și mi-e pare bine că ați venit la noi oricum. Dar unde am nimerit? La această sfântă biserică, suntem în Săliștea de Sus. Asta e biserica din față, biserica Nistoriceștilor, îi zice, cu hramul Sfântului Nicolae. Dacă și... mi-ați povestit despre ea, că aș vrea să mergem împreună pentru cei care nu au fost niciodată la această sfântă biserică, alături de numătate de ce ne-ți arăta, ne-ți prezenta o... Sigur, exact, așa ca istorioară, să... Ei, care, cum, măi, că... Da, nicio problemă. Da. Am adus-o pe Măriuca Verde și la biserica în față. Da. Și va merge și dincolo la dumneavoastră. Păi, am umblat peste tăiat. Ați fost? Am fost anul trecut. Așa, da. Anul trecut. Bun. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai tuturor.
și lovituri, pierdul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi, eu sunt vinul noile. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare, plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. Găzdoaie, pe dumneavoastră cum vă cheamă? Vlad, Todora. Todora. Todora, așa mi-a pus mama nume Todora, dar mai zic câteodată și eu că... Mai pe Facebook, mă zic mai domnește Teodora. Da. Dar Todora și Todură. Todură, dar... Așa v-a strigat când erați... Dar, dar, e fata în foturla și am uns Vlad. Nu, m-am măritat de 19 ani și... Aici țineți la biserică sau nu? Nu, dincolo. Dincolo, la noi, în Buleni, cum zicem. Aici satul e împărțit așa cum ar ține pe sectoare, nu? Dar, dar, suntem un oraș, am un sat mare și... De asta avem două biserici mari, două mici monument istoric și ne ducem. De mică m-am dus la biserică, apoi mi-a dat Dumnezeu și o mchi de glas. Nu, a avut și mama mea și tata, părinții, așa ne-au învățat să ne ducem la biserică. Uh-huh. Care-i rândul femeilor? Zin îmbrăcate cu pânzătură, cu sumnă la biserică sau nu? Cum e mai mândru să îmbracă? Cum e mai mândru și bătrâne să îmbracă, dar nu vine nimeni domnește nici cu capul descoperit, nici în pantaloni, cu cea mai mândră cămieșă, cu cea mai mândră sumnă, mama așa ne-a învățat. Sumna nouă, haină nouă, să o luăm întâi la biserică. Și apoi la șezătoare, la nuntă, la tăche. Dar haina nouă să fie la biserică, să-mi nenoasă tămâie nouă țigări. Așa o știut, așa o știut. Tare frumos, tare mândre pricezne și mult le știți. Păi le știm încă, le știm, sunt, că le știm aproape tăche din cap, cum să zice. Am văzut. Dar dacă ar fi să-mi cântați una, știți, vă zine așa? Dar... Mamă dulce, mama mea, mamă dulce, mama mea, Domnul harului să-ți dea. Eu în veci ți-o-i mulțumi, că mult m-ai putut iubi. Mamă dulce, mama mea, viață în lume când mi-ai dat, tu m-ai binecuvântat, rugându-te lui Hristos să mă facă credincios. Mamă dulce, mama mea, asta mi-e mai dragă și mama s-a dus de un an, are pășeasă Marte, mulțumesc. O trăit 89 de ani, tata mai trăie, e bătrân și slab și... Ne mai ducem pe la el, suntem trei fete și facem cu schimbul și îl cătăm și... Așa-i bine, așa-i mândru. Mă consider încă nu tare bătrână, bată cam 57 de ani, vârsta și de căsătorie 38, mâini împlinesc. Mulți înainte. Cu bune și cu răi, o trecut. O trecut. Dar... Mă bucur tare mult că ne cântați așa mândru alături de celelalte găzdoi și de deac și vreau să vă mai ascultăm cântând alături de dumneavoastră. Bine, vă mulțumesc frumos, din suflet vă mulțumesc. Omule, ce-n asta lume, zi și noapte te trudești, cât mai mult argint și I'm
ai gândit, poate crezi că ai iertare și că raiul dobândești. Dacă faci o slujbă două și o pomană Avem aici o găzdoaie, așa mândru glas vă dați Dumnezeu, tare da, mândru. Mulțumesc. Să mânească oricine din neam. Da, păi strămoșul meu a fost diac. A fost diac. Nu a fost diac. Și l-ați moștenit tare bine. Și l-a moștenit de tot bine și de pe partea lui mama, o horit fain și coptela mea, horia mândru și sper să aibă și acel micuțul la care am făcut că mi-a așa văzut. Să... Ia da, Dumnezeu, da, Dumnezeu pune har peste fiecare. Care e pe drumul Clujului, s-ar putea dacă nu din doi, care e pe drumul da, ce... Da, unul din doi, da. Cum vă zice în sat? Poate n-au văzut emisiunea cealaltă, cei care ne urmăresc acum. După bărbat, am cam tot în trecut, nu a vrut el să scrie ca mine. Ei. Ioana lui Văsluc. A lui Vasile, a lui Văsluc. Vă știți venind la această biserică sau la ceilalte? Și, și. Da? Eu m-am măritat după el și apoi am venit aici din oră și am stat aici vreo 2 ani. Și după ce m-am dus înapoi, eu acolo când la vârsta de 8 ani în biserică. Găsiți ca fiind important în viața omului să aibă mniez de Dumnezeu, dacă nu mai mult? Fără Dumnezeu nu se poate da nimic. Cum era diacul din casa dumneavoastră? Cum vi-l aminti? Era un om așa, săracu, venea de la 4 kilometri, să zic. Și vinea în fiecare seară la Paracris, în postul Sfântii Mării. Așa mi-l amintesc un om. Nicuț, mai mare, cum a fost? Nu a fost atâta cât un brad, dar avea o voce frumoasă și mi-era și vecin. Mm. Și ne-am atașat de el și am cântat acolo cu fiatele lui și mai departe. Mai veniți duminica la săliște și din coace și din colo și pe centru și la noi în Vuleani. Acolo ne avem un părinte tânăr, tânăr și părinte, și părinte, și copilul meu îl numesc de atâtea ori. Avem niște legătură între noi. Asta e important, să se sudeze între părintele satului și oameni o legătură strânsă, că numai așa poate să-i smulgă și să-i aducă spre Sfânta Biserică. Altfel, bisericele ne-or si gole pe viitor, dacă nu aducem prunce la biserică, ne-or si gole. Eu rămânea nimărui. Sunt mai goale și amu. Da, părintele zice, vie și cu tricou și în pantalon scurs, că stine și vină cum ori vine, numai să vină și lăsați, nu-i bărfiți, că vin în pantalon scurs. Că bine, numai să, că bine, bine trebuie
a înțelege că tineretul are altă gândire, altfel vede lucrurile și dacă tot ne sfădiesc, da, poate că... Minunat, minunat. Și parcurs cu copiii și cu colinzile, nu să... Atâta copii sunt pângă preoți acolo, ca mielușei pângă ciobană. Ce frumos! Sănătate și mulțumim și vă mai ascultăm cântând câte o priceaznă, că tare mândru cântați. A venit de mult de sus, păstorul cel blând Iisus, și prin lume a umblat, toi pierduți au căutat, și prin lume
Să-mi spuneți de-aia asta cruce. Asta cruce a fost găsită la un gater. Zicem noi, unul Gavrilău, e șeful mătielului, deci el e patronul la mătielul sus, la Păpasul Izei, și el are și gata. O aduce ceva butuși de lemne de pe pădure, de pe la dealul Ștefanițul, nu a avut el parchet. Tăind lemnile, ce știu eu, o fost și-o tăiat, nu știu cum, nu a vrut a crepa lemnul ăsta, nu știu cum. Și până la urmă, nu l-o tăie cu drujba, că nu pute, o vrut să-l taie cumva și nici drujba nu a vrut să taie, până l-o despicat. Și când l-o despicat, o găsit acest semn a Sfintei Cruci, făcut pe... și nu a rămas pe cealaltă parte a lemnului, că exact în mijloc a fost. Cealaltă parte nu a rămas, decât pe o parte a rămas numai emblema Sfintei Cruci pe lemn. Și a fost exact aceea, a fost exact în preajma unui hram de Sfântul Petru și Pavel, la exact anul, nu mi-l amintesc să fie, vreo 6-7 ani, cam când l-a fă... Da, de când l-a găsit el. Atunci și el, deci când a văzut, s-a rămas toată lumea și buchinari și la gata și unii l-au crepat. Ce că nu mai văzut de astea. Că nu a văzut de astea. A lucrat cu atâtea metere de lemn și atâtea remuri și în păduri întregi și a găsit lemnul ăsta. Și el, neavând ce face cu el, așa l-a dus la biserică. Și a fost iar în ajunul de, l-a dus în ajunul praznicului de Sfântul Petru și Pavel, când am avut hramul bisericii aici. Și a rămas, l-am păstrat aici. Da, mare puterea lui Dumnezeu. Și mare minune, că n-a vă dat seama. Cei care cred. Puterea, ce cred în cruce, sunt puterea cruce, care nu cred. Da. Na. Așa că mulți nu cred în puterea cruce, cum nu cred că vom învia din nou. Exact, exact. Dar nu se poate. Cine s-a născut și dacă credem că Iisus a murit și înviat, trebuie să credem și noi. Dar dacă nu credem, zadarnic trăim. Zadarnic. Zadarnic trăim. Pentru că purtarea noastră de aici... îi fără de înțelepciune. Exact. Adică mulți nu ne mai naștem de cine da, știe eu. Da, mai vorbesc de recarnări și apoi aici câte... fac tot felul de minuni că doar nu mai în zia. Și fiecare, exact. Dar dacă mă în zia, da. Tare rușine ne-a zi, nu? Da. Să vedem că faptele noastre au fost fără de rânduială. Fără de folos. Și fără de folos. Fără de folos. Că zice, ce păcat, zice, dacă ar dobândi omul lumea întreagă, dar sufletul și l-a pierdut, ce folos că a trăit. Deci o trăit fără folos. Da. V-am apreciat că tare multe priceți ne știți alături de găzdoile astea. Okay. Tare, dragi. Am căiat la strană, acolo la Biserica Nouă. Am și arătat și un copil lângă mine care l-aș învăța. Că am avut nepotul, feciorul la fată și a făcut seminarul. Dar apoi s-a dus până Anglia după bani mai mult și a dat de bani și nu mai vrut asta. Nu-i mai place, nu. N-am avut ce face cu el. Și, dar eu, este un copilul mai... N-am tare siguranță în el. Și am caiete cu cântări. Am, în jur, cam la vreo 100, peste 100 de melodii la picerne, care în caiet și le am. Și alea le știu din cap, melodiile. Nu, păi ele pe tate nu le știu din cap, dar melodiile le știu aproape la tate. Vă da Dumnezeu harul. Da, păi mi-a dat Dumnezeu harul și puterea. Că altfel, fără putere și har, nu se poate. Plânge Maica lui Hristos, de s-aude până jos. Și așa plânge de cu jale pentru a lumii întregi greșale. Plânge Maica și suspină de dureri inimai plină și se roagă neîncetat pentru al lumii întreg păcat. Maica Sfânta-i supărată că lumea-i înstrăinată și mergi
Maică Sfântă a lui Hristos, sufletul mi-i păcătos. Roagă-te și fă-l curat, ca să-ți cânte neîncetat. Tu ești Maica tuturor, tuturor creștinilor. Ce biserici au intrat și se roagă neîncetat. Și noi toți ne bucurăm, căci pe tine te avem. Îndure, mânduietoare și nevoi ajutătoare. Ne-ați primit în casa dumneavoastră, acum m-ați adus și la Sfânta Biserică. Dar păi cu mare drag, dacă ați venit acasă, trebuie și la biserică. Trebuie. Păi când dacă nu, bunicul nostru, gazda-i diacu, să vă duceți de la el fără să veniți și la biserică un pic? Așa, așa e mândru. Am vrut să vă întreb dacă ați venit de când erați cu coane aici la biserică. Am venit și aici m-am și cununat la biserica asta. Când erați mică, unde stăteați? Aveți locul dumneavoastră? Cum e rândul pe aici? Cum stau femeile în biserică? Păi stau și bărbați înainte, femeile aici în tindă, tineretul în cor. Și când ați fost tânăr, ați urcat în cor? Am urcat în cor. Am o bătrână, mai mă duc la biserică, mai nu. Nu vă lăsați? Păi nu mă las. Nu vă lăsați, că și eu mă las apoi. Și ne lăsăm tăi și pe cei de noi. Păi nu, se mai întâmplă. Da, da. Da, am o curiozitate vis-a-vis de rânduiala de aici, din Săliște. Cum cântă tătă biserica sau numai corul? Numai corul cântă mai mult. Mai mult? Mai mult corul. E, și lumea ascultă. Da, sigur, e. Care sunt cor, cântă, lumea ascultă. Și nu vă temeți că vor râde femeile de nu sunteți îmbrăcată bine? Sau pe aici nu se întâmplă de astea? Păi am o care merge la biserică să se uite după femeie, înseamnă că nu-i credincioasă. Să gata cum poate, ei, nu de paradă. Mai fugă, mai... Da, sigur. Poate una își permite, poate una nu, mere să stea în locul ei, care mere cu adevărat. Care mere să se uite după femei, la paradă. E la paradă. Da, când erați fată, nu v-ați temut că v-ați vădit tată, dacă nu sunteți cu minte, acolo în cor? Da, pe că atunci nu știu că se uita atâta de bine ori nu. Să mă sfădească. Da. Să mă rita tânără. Da, sigur. La câți ani? Da, pe la 18 ani. E mine și e mine. Te-ai păzit? Dacă-s bunică. Nu. No. Și feciorul s-o însurat. Nu-i bai. Să tânăr. Fiți sănătoasă și să vă bucurați din da, nepoți. Sigur. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc că m-ați primit în cealaltă emisiune. Să veniți mai când treceți în Săliște, să veniți cu mare drag. O mai zine. Oricând. O mai zine. N-am fost odată străin și alungat, nici fraz n-aveam, nici tată, nici mamă înduioșată să mângâie vreodată obrazul sângerat. Nici fraz n-aveam, nici tată, nici mamă înduioșată să mângâie vreodată obrazul sângerat. Dar
te-am aflat pe tine, Iisuse prea iubit. În chinuri și-n suspine, la toți le-a fost rușine să vină lângă mine, tu singur ai venit. În chinuri și-n suspine, la toți le-a fost rușine să vină lângă mine, tu singur ai venit. Necazurile toate la tine m-au adus, de-atunci tu mergi de toate și milă și dreptate, și sora mea și frate și tatăl scump Iisus. De-atunci tu mergi de toate și milă și dreptate, și sora mea și frate și tatăl scump Iisus. Rămân deci până la moarte sub crucea ta supus, bucăți de mare în parte pe drumul să mă poarte, eu nu mă voi desparte de tine, scump Iisus. Bucăți de mare în parte pe drumul să mă poarte, eu nu mă voi desparte de tine, scump Iisus. În primul rând să-mi spuneți cum vă cheamă. Lazar, de acolo, la biserică, de aici am plecat. De aici am cu copil, aici m-am născut, aici când, m-am botezat. Când ați pășit așa pe pasul ăsta de asediac? Apoi, la ce vârstă? Pasul ăsta l-am pășit de tânăr, fiindcă și moșul și strămoșul au fost, și am mai avut doi unchi care au fost tot din generație în generație fogheați, la care toți au avut câte o feciori, doi au avut, dar niciunul nu a avut înclinație. Poate nici binecuvântarea de la Dumnezeu. Și am rămas eu moștenitor. Și vă povestit istoria acestei biserici, dumnealor? Păi, din istorie, da, din istoria bisericii am învățat și eu, am rămas după ei. Uh-huh. Vă povestit când erați așa pruncuți? Da, exact, când îmi luam de mână cu mama, că mama m-a născut la 50 de ani și am fost al 8-lea. O de mine. Sigur, și la 50 de ani, 49 a trecut, după 50 a fost când m-a născut. Și la cât ani a murit? La 81. Nu, v-ați bucurat 80... de ea, un pic. Sigur, m-au trăit până m-am căsătorit și mi-a văzut fata de 8 ani. Nu. Și tata mi-a văzut fata de 2 ani, că el a murit mai repede, că fost mai bătrân. Ai, ai. Da. Da. Așa-i viața, că părând de mult. Și au fost atunci, exact, așa au fost atunci. Dar curajoasă femeie. Păi nu. Că nu v-a lăsat oriunde. Nu m-a lăsat. S-a bucurat și de mine. Văzându-mă diac, având familie, căsătorindu-mă și nu. Așa a trecut de mine atunci. Ce puteți să spuneți de această Sfântă Biserică? Păi un monument istoric, dotează din 1650, deci a fost o familie în istoricești, că așa se zice Biserica în istoriceștilor, asta e parohia 2, cealaltă dincolo e parohia 1. Lemnul din brad, zicea bătrânii, înainte spunea că aici pe gluiul Rusului, de aici strigau că ce lemn să taie, dimensiunea, de bârnă, de 10, de 20, de 50, cât a fost. A fost pădure aproape. A fost pădure aproape, da, și s-a făcut. Când a trecut în 1700, după 1700, atunci turcii au incendiat-o. O intrat în ea? O intrat în ea, o incendiat-o, dar având o femeie poate cu suflet bun și aia cred că s-o mântuit, bănuim, și toată lumea spune așa, apărând-o de la sură, care se cunoaște, a fost cu o găleată cu apă, stat într-o boschetă aici, a fost până mai... O dat, o zi la orice mormânt? Nu, nu, ea așa o văzut când o venit tătarii și au fugit, S-a ascuns într-o răchită, cum zicem noi, salce, dar era o răchită, au trăit până mai câțiva ani în urmă, cu 10-15 ani în urmă, când s-au făcut modificările, s-au distrus aia. Și acolo au stat cu o găleată de apă, s-au dus, i-au stat și au văzut că e incendiat și au fugit după o găleată de apă și au dus și au
stânsa asta, că altfel era arsă, era distrusă complet. Și atunci, gaura... atunci a rămas că s-a dus până acolo sus, s-a dus focul. De aici l-a pus și până aici să vedeți și acum să văd urmile, care atunci pridvorul, o fost numai pridvorul celălalt, aia a fost biserica și pridvorul celălalt l-a făcut ceva de-a bondor, nu știu, prefectul a fost bondor, ceva, tot ceva neam de nobil, au făcut cloponița, că e singura biserică cu două turile, că aia e turna mai jos și acolo s-a așezat clopotile, toaca, dar aia a fost făcute după, mai încoace, cum zic bătrânii. În restul, am slujit așa, ne-am slujit. Acum au fost ceva domni de la restaurări care au încercat acolo o icoană cu Sfântul Nicolae, care sunt icoanele astea mai vechi, asta cu Sfântul Nicolae, și au mai încercat pe aici să le să facă. Și aici chiar și la ușa asta împărătească au încercat să scoate ceva, ce se va mai putea scoate, că asta e pictura originală care e pe astea, pe icoane. Pe din 1650. Pictura? Da, pictura și asta e, astea toate este. O mai rămas în privor, în chinda femeilor, cum zicem noi, acolo urma și aici ceva tapeturi au fost, care au fost ocupate de catolici. După aia au venit iar ortodoxi la noi. Deci a fost pictură greco-catolică, ortodoxă. Ortodoxă, au venit apoi catolici, au venit ceva pânză, pe, că se vede pe cheasă și vede pe bârne. Uh-huh. Și... că m-am mirat, da, da. Zice, în unele locuri, haideți cu mine, da. În unele locuri se vede dedesubt altă scenă. Da, da, altă scenă, dar asta e scena originală, că e pe lemn. Că aici se mai duce asta, că aici a fost ceva pânză lipită în unele locuri se mai vede. Deci aia acolo, e originală. Acolo, de exemplu, se văd doi ochi. Exact, acolo au încercat ăștia care au venit cu restaurările, dar vă dați seama câte metru pătrat de restaurare și cum se schimbă guvernurile și care cum se schimbă și unii eu și unii vreau și unii nu vreau și na, ne promit, promisiunile sunt promisiuni, să recuperează ce se va mai putea. Și aici a încercat cineva păsit pictura, ăsta a scos, ăsta e originalul care a scos. Și acolo a scos iar o icoană cu Sfântul Nicolae Mare, ce a scos numai chipul, încă tot așa el a scos din acum când a venit. Acum promisiunile le avem, în restul vom vedea. Ce mai puteți să ne spuneți de scenele din biserică? Scenele din biserică sunt prea puține, că au fost acoperite mai mult de catolici. Și acum, după recuperare, dacă se va restaura, atunci va fi mai bine. Noi am încercat cât s-a putut, am încercat să o tot acoperim, să nu o ploaie, că dacă era plouă, dacă era să distrugea, să distrugea mai tare. Nu, a fost reparată, din nou, când a fost de vreo urmă cu 10 ani, mi se pare că atunci părintele, că atunci mi-a promis că vin și o restaura și pictura. Și a venit și o restaurat, o ridicat-o mai sus cu jumătate de metru pe fundație, o ridicat-o cu totul. Dar am lăsat-o, am păstrat-o tot așa. Au fost multe icoane, au fost șterguri, au fost peste tot, dar s-a luat că să nu se mai bată cuie și am scos cuie, că să nu se distrugă pictura, să nu se distrugă astea. Dar ori ce poveste despre această biserică? Nu a rămas o legendă? Nu a rămas legendă, numai legenda cu femeia cu o salvat-o de la... De la ardere. De la ardere, de la distrugere. În restul nu avem legende, așa mai speciale, nu. Nu. Frumos. Cu ce ziniți la Paști? Aveți coșuri sau trăiști? Nu, la noi se duce cu trăiști. Așa e? Cum să ai astea mari? Da, de astea mari, bărbații duc traista și cu lumină de înviere. Și pregătea femeia de acasă în traistă, tăt, tăpască și tăt, și vine la preot, la biserică, să o sfințească. Nu-i greu. Ce puneți în ea? Punem oaă, brânză, carne, puneți pastă. Puneți tășoldul sau nu mă miez? Nu punem tășoldul pentru că e greu de adus la bărbat. E. Și atunci când se gata la înviere, când ajunge acasă, toată lumea stă zbărbată, se păză să iasă primii pe poartă, să se înainte tătanul. Și să adevere? Păi, dacă ești gospodar, să adeverea, dacă nu, nu. Dacă ești harnic și lucri în viața asta, e orice îți trebuie. Dacă nu lucri și n-ai nimic niciodată. Așa e, așa. Ca să ai oriceva în viață, trebuie să lucri foarte mult. Nu, mai ales când numai din pâlni faci tot. Da, exact, așa e cum ziceți. Nu. Și cum vă gătați de Paști? Că poate nu voi vedea, dar mi-ți spune amușul, știi? Cu cămia, așa, dacă e cald și cu sumnă mândră și cu năframă de acelea frumoase. Vă pregătiți de pamu pânzături?
Și somnie. Da, sigur că da. Trebuie să avem ori ceva lucru nou de Paști. Nu vă lăsați. Nu, nici nu se pune problemă. Și dacă nu vă lasă bărbatul? Ba, eu am un om deosebit de bun și mă lasă orice. Ei, să vă faceți, da, să vă cumpărați. Da, da, îi place. Și la el e rândul sau numai la femei să fie cu nou? Păi și bărbații trebuie să aibă oriceva lucru nou. Când de în ziua de Paști, trebuie să ai un lucru cu de când nou, să fii, să vii la biserică. La ce oră se face sfințirea bucachelor? După înviere, imediat. Dimineața? Nu. Sau noaptea? Câteodată, acum nu s-au mai făcut așa, dar câteodată să fă dimineața, dar acum cu schimbările astea și la noi stau vine priotul acasă și ne-a sfințit, să-i dea Dumnezeu sănătate. Anul trecut? Da, asta ce-a trecut. S-a strâns la cărater și priotul a venit de Dumnezeu bine și la fiecare a dus traista la, prin cărater, la cărateri de la biserică și ne le-a sfințit acolo și nu a stat lume multă și a venit și le-am dus acasă. Da, ce frumos! Tare mult îmi place cum cântați și aș vrea să vă mai ascult. Mai cântați un cântec alături de celelalte? Da, sigur că da. Haideți să vă mai ascultăm. Dacă vă place, sigur da. Că da. Un singur dor mai am și eu și acela-i mi-a slujit lui Dumnezeu cel bun și sfânt cât voi trăi pe acest pământ. Mătușă, pe dumneavoastră, cum vă cheamă? Pe mine mă cheamă Ileana Luchindriș, așa îmi știi lumea, așa. După bărbat, Ileana Luchindriș. Și de fată, cum ați fost? De fată am fost alupiciu, așa eu zis lui tata, Ștefanul Piciului, și așa mi-o știu lumea de alupiciu. Mm-hmm. Nu, și... Când ați fost tânără, unde ați umblat la biserică? Aici sau în Buleni? Din colo, în Buleni, avem și noi două biserici, una veche, unde ne-am cununat, ne-am botezat copii, tot așa ca asta. Nu, ziniți, veci, așa, să treceți. Fiecare de ce biserică apărțâneți acolo mai mereți. Vinim și aici când îs ramuri și vinim aici, ne adunăm tot comun aici și când e la noi, la noi se face de Sfântul Gheorghe și să ne adunăm acolo și aici de aici din față vin la noi în Buleni și la aici de Sfântul Petru și Pavel.
Nu, ce să nu mai unde, spun. Unde să cade femeii să stea la biserică? Femeii să cade să stea înapoi, înainte, că nu e frumos, că să... Și în femeie scurt și nu e bine să stea înainte și să stea înaintea bărbaților. Nu, și eu, că, și eu cred că femeile când au stat în spatele lor, mai bine au stat la biserică, au fost mai hodiniți. Așa trebuie, da, așa e rânduiala. Femeia va tăr, oricum s-ar găta tot, tot năcăjă bărbatul. Tot, tot, da, să nu facă la bărbați rău. Și așa e rândul. Dar mai de mult cum erau? Mamele aveau grijă de prunci, nu? Zineau cu câți prunci? Zinea cu coptii, cu prunci de mână la biserică, dar de mult nu era așa să-i cumince la slujbă pe coptii. Dar îi duceau așa la biserică, îi aduceau de mici? Îi aducea de mici coptii la biserică, vinea cu 3-4 câți aveau tăți de mână. Și mama avea grijă de tăți 4? Aveau grijă, da, de ei și... Și la tată când mereu? Când mereu, mereu și ei, când nu, tata ai dus mai mult la lucru și la servici, nu, când era în biserică, era zic așa. Ea, în biserică, nu, tot cu mama stătea, că prunci așa se ținea de mâna mamii și de poala mamii, așa ai dat la prunci. Da. Nu, și eu am doi coptii, unul la Cluj și unul cu noi acasă, am o noră credincioasă de când mi-a venit la noi în casă, ne-am... pus mai cu credință să postim posturile, că ea e tânără așa ca dumneata, e de 30 de ani acum, din Baia Mare, doamnă, și credincioasă tare. Mi-a venit la noi în casă, foarte credincioasă. Ei nu se pun la masă să mănânce până nu zic Tatăl nostru și rugăciunea și după aceea să... Foarte așa ne-am cu ea, Doamne, ne bucurăm că avem o noră cu minte și credincioasă. Da, păi așa e, că binecuvintează casa, nu? Da, da. Noră bună. Aici am rămas pe ușă încă și pe aici unde s-o lipit, că ei o lipit. Ca să protejeze? Ca să protejeze un pic până vor veni. Zice că eu știu, dar au mai picat. Dar ce-o rămas, asta e tot originală, e din 1650 pictura pe ușa asta. Aici, acolo, ce să mai văd acolo niște. În rest, au fost ortodoxi, au fost catolici. Dar cum îi ziceți la locul ăsta? Tindă? Aia este tinda femeilor, așa zicea. Și aici femeile se puneau care nu mai avea locurile lor de muncă, de la că era fric, jertă, era ariplini bisericile. Acolo erau bărbați, feciori, oameni însurați, copiii mai urcau pe-n cor, mai n-au, că era frică, era iarnă, n-au oricum jeluri de acelea puternice, nu era jeluri ca... Acum, jurul mai puține. Și aici pe erau femeile, nu, pe să mai îndesau, care erau mai de gaz de un ticuruț. Și celelalte mai stau și pe afară, că s-au mulțit lume. Atunci era și pe afară și pe înăuntru, era plin. Acum, celelalte smar, dar, din păcate, sunt mai goale. Tinerii plecați. Dar ce cu noi? Sunt de-a parte de... De credință? Exact, ce? Sărăcește. Preoți, avem foarte buni preoți. Nici nu putem discuta de preoți. Spuneți-mi numele preoților ca să... E, Părinte Gaviș... Ca să știm cui slujeți. Da, Părinte Gaviș, Ioan, de la Dragul Mireș, căsătorit în Săliște, are doi prunci, amândoi la facultate, la Cluj. Unul la medicină și unul la altiu, cum zic acum. Și am avut unul, femeia sa, el, ea nu, fiu de-a satului, dar s-a dus după nevastă în Borșa. Că nevastă se doctoriță în Borșa, din Săcer, și el a plecat și a venit acum, anul trecut, în august, a venit altul de la Borșa, un preot. Tânăr, încă n-are copii, foarte bun, foarte bun. Și ne apropiem ei, că... dar n-am avut niciodată, n-am avut probleme în parohie. Câți preoți a schimbat? A, nu știu, am schimbat mulți, m-am născut cu unul mai bătrân. Acela... Cum l-o chemat? Mihalca Gavril. După ce au zis cine? După ce a venit Feti Tiberiu. Și apoi a rămas feciorul lui, Feti Dorina, la omul la 58 de ani, care el e titorul bisericii de jos. Și el nu a avut copii, s-a murit tânăr și preoteasă s-a plecat la Cluj. Că a avut apartament acolo și a plecat la Cluj. Și apoi a venit părintele Gavriș, care e de 22 de ani aici la noi, că atunci a murit părintele Feti Dorin. Și apoi ăștia au mai venit, au fost părintele Brici, au stat ca pe ei și au format un pic aici, că au mai venit preoți doi, formându-se și au văzut o parohie, s-au dus preotul unul unde, ca fiecare, și ca să aibă un picuruț, un grad mai mare. Na, și apoi s-au dus ăștia, dar toți au fost buni, care au fost, toți au fost buni. Aș vrea să ne arătați un pic toca, mergem la toca. Sigur, sigur, sigur. Aici, așa, pe aici intrăm.
Am ajuns aici la clopotie. Ce puteți să-mi spuneți despre ele? Unde au fost înainte amplasate? Au fost cloporniță jos. Au fost cloporniță jos după familie ceva, tot de familie de nobili de bondoreștilor, au făcut al doilea privor. Făcând al doilea privor, o lărzit mai bine zis în față și au pus clopotile deasupra și toaca ca să fie lascut, să nu fie. Și atunci cu astea ticlopote se trage două cu mâinile și unul se trage cu piciorul. Da. Așa. Și la mormântări, la liturghie, se trage, au fost cârneci, tot așa din neam s-au mai tras din neam care i-am prins eu. Tot așa s-au mai tras din neam care au fost. Nepotul, feciorul, nora, nu știu. Numai care... bărbați, femei, nu? Ba, au fost cârnecițe, i-au rămas vădăvă cu copiii. Dar tu din la cârne s-o tras și-o rămas ea săraca. Și-o tras ea clopotele? Și-o putut tăi tetri? Tăi tetri și erau pe mine, mai zicea, mai scunduță. Și cu chiciorul pe... Cu chiciorul pe una și cu astea alte două și ce le trăgea. Și amul le trageți dacă mă are oricine? Da, sigură, pe aici, că de aici facem părăstasele. Mm-hmm. Avem capela, care avem jos e capelă, sus e sală de mesă. Și altarul de vară. Și aici vin mulți acum. Când s-a făcut capela, zice oamenii, că ce capelă, zice, e trebuie, că cine a venit la capelă, ce n-a mers de acasă. Să ținea mortul în casă, în nu? În casă, și zicea, cine mai veni aici să aducă mortul din casa lui, să-l aducă, să-l scoată, să-l aducă. Dar uite că am ajuns și zilele alea, că... Nu crezut nimeni. Nu crezut nimeni, când am început la capelă, nu a început nimeni, nu a zis nimeni că a venit. Cu foarte rânduiel de mult. Da, știți cum a făcut prima dată, s-a început cu niște oameni mai năcăjiți. Nu au chiar au rolat, așa, să poate nu au avut o stare materială și s-a murit. Și, na, nu a fost un el pune. L-a dus atât de frumos aici. Și acum încerc să fiu profesor și oameni care au fost, na. Da. Și aici e toaca? Aia asta e toaca. Aici e podul bisericii. Aici e podul bisericii, dar... Păcate că eu iese un moldovean, veni la noi aici la Câstul Iasea Mare, așa de fain bate toacă, el a învățat-o pe la Suceava, așa de ciocanile care le bate. Da, am învățat-o ceva, dar nu ceară. Și bateți așa, și pe o parte și pe alta? Da, așa se bate. Dacă necița ceea ce a murit fie tată, mama la băiatul ăsta ce e acum, avea o îndemânare și așa bătea cu piele, așa merea ca la... Hai, deci nu bateți așa, ci... Nu, și așa se bate, ei? Dar așa le bătea, am zis când neciță și așa le bătea, dar nu le pot bate. Da, și este un moldovean care a venit aici, m-a îngătățit are... până Anglia, dar are îndemânare și el a bătutul la toacă, dar... Da. Dar din ce lemn noi? E din lemn, mi se pare că e din lemn de frasână asta. Ciocanile nu-s de frasână, e de chei. E un lemn mai moale în ele, în ciocănașă. Și ea e de lemn de frasân. Și aici e podul? Aici, aici e podul și se urcă în pod. În turn. Se poate urca până în turn, chiar așa ca și cu scările, cum ar fi. No, aici se poate urca așa ca pe scări până sus. Când coborâți, vă puteți. Aici mai luați ceva icoane, ceva... care nu le-am scos de sus, din pod, din jos. Mătușică, câți ani aveți? Abia-am 90, am ce mi-ai zice că la Paș împlinesc 90. Mulți înainte, mătușă! Mulțumim! Mătușă, tare mult îmi place de dumneata, că ești așa tare în voie. E la toată lumea, oricui place de mine așa. Este o vrut să mă aducă și-a murit, Sabău. Am fost la o nuntă cu el și fost artiști mulți, pe toți artiștii mă ținea și-mi săruta mână. Dar atunci am fost mai tânăr un pic, eram zic-o câți bani. Asta cu voi atunci, la joc. Dar și Sabău a vrut să mă ducă la o nuntă, să mă duc cu el în Polonia. Oare unde? În Polonia. Zice, vai, zice, dacă vii cu mine la nuntă, zice, cu ce-i venit dumneata, cât îi se și trăi, zice-i pe mine. Dar eu trebuia să mă duc la Malaie cu mărghii de la noi, știi cum merea la culeț de Malaie, zic, nu mă pot duce. Nici nu m-a sidus eu, că așa să mă duc. Dar eu plăcut cum am strigat eu strigături. Da, da. Și cu aia tot o vrut să mă ducă. Dar pe... Așa, nu știu cum să zic, oriunde m-am dus, dram ne-a fost și tăți, Doamne, și
cu director, ce-a fost director la noi, cred că am 100 de poză cu el, oriunde m-am dus el, numai tă-mă pozat, îți domn. Mătuși, aș vrea să-mi povestiți un pic cum era acum 90 de ani. Ați prins oameni care astăzi nu mai sunt între noi. Da. Cum umblau femeile de mult la biserică? Da, umblau de tregătate așa cum să putea, că nu avea ele, nu era să ai haine. Vezi, eu aici nici n-am fost, eu copil așa după câmp aici departe. Și veneam aici la biserică și aici era biserică, tăi, dar nu era atâția oameni cât încăpea aici, nu era atâta lume ca amul. Femeile, care cum avea să îmbraca, alta cu năfra maniară, alta cu omnesc de floriceale, alta deata, nu pe avea femeile. Vine să baga aici la biserică, pe era că te chema așa, dacă te bagai să săruți icoana, a pe care s-o cotea ele după cum era, te trăgea să stai. Nu era voie să te pui tu, că te pune și stai înaintea icoanei. Să trăgea tătia una pe alta, nu era lumea așa gătată ca amu, dar tot era mai bine, îmi pare că. Dar de ce, mătușo? Nu știu de ce. Ce-o fă altfel? Ce-o fă mai de mult mai mândru ca amu? Nu știu. Nu pot eu să zic că am un mai bine, că am unul nu fă de când zis eu. Și zic eu, dar degeaba a fost altă viață. La noi, eu dacă am avut frază mult, la noi atâția feciori venea și atâta lume și atâta ne distram și jocuri și... și... Am un, mă uit eu că nu are tineretul așa să fie distrat. Meream la desfăcat. Ne era drag, venea feciorul, ne țipam peane, ne împede peane. Și așa era. Meream la șezătoare, jucam, tăi feciorul venea, ziceam, fără, ne juca. Meream la filmuri, tăi feciorul îți da bani, de n-avea, de că n-avea feciorul. Tu, Marion, n-ai să-mi dai să-mi scot un bilet, că nu era banca amu. Le dam, ei încă îmi dam mie. Tăti districi era clăci cu ceatere. Meream la clacă, am gândeam, mai de mine, am o să gate o caierul mai o să joc, că nu era și ceatere acolo. Și atâta ne era de drag, de petrecea feciorii acasă. Mai vinea de masă feciorii, vinea și de masă. Care ne era dragi, mai ne pusteam, dar nu era lumea cam nebună așa. Amunului, eu nu mă simt că am greu cu un fecior să mă duc pe unde ședea el, Doamne fie și apără. Nici nu mă uitam câte el. Și eu am greu tare cu un fecior, dar pe vezi că trebuie să aștept până a crescut. Feciorul dumătale de acasă, bărbatul. Dar cum era în post? Posteau femeile de mult, deși o fost sărăcie. Postea, de mult postea, de moarte, am unul postea, am eu nici nu uit zilele să postească. Dar postea drept de când abateam postul mare până la Paști, apă la Paști. Dar ce mâncau? Că n-aveau atâtea cam... Nu era, mânca picior fasule, facea lectar, zicea la cum să zice. De pune. De pune. Usca poame, că atunci se făcea tare multe poame. Făcea compoturi de poame, nu făcea compoturi ca amul, făcea așa un fel de poame și usca, să usca poamele. Era pe usca. Ață sau așa, pe no, șpori? Nu, avea anume, era uscătoare. Eu am avut moșul meu, Dumnezeu le-arte, și avea uscătoare și era făcut eleasă. Și paliasa aceea pinea tot așa una pe alta și lecoția și vai bune era. Nu, eu nu știu cum să vă spun, orice mâncare vine și zic cât de bărbatul meu, mi-a orice mâncare facem și carne, mi-a spunea ce mânca. Nu, Marie, nu știu ce să faci. Atâtea mâncări și atâția porci cât aiam. De mult aiam un porc și era gata. Apeam o câte, și-amu avem unul cât o vacă de mare, și-amu iar trebuie să-l tăiem și unul la încăriat. Dar nu,
nu-i ca cum era de mult, tot așa zic. Și distrat, eu zic câte nepoți mi-e vai, cum voi n-aveți, am mult distrat. Noi era joc, mereu tu la joc. Pe unde să se ducă dieta? Da. Dar la biserică, cum stăteau femeile? Tot așa care erau mai bucătăci înainte? Dar care după cum era asta cu alea și... No. Și cu fetele care nu erau bune, erau sfădite? Care nu erau cu minți? Care nu erau cu minți, dar tu nu se pe auză așa de fiate de mult. Nu se auză cam una, adică se întâmpla și-a făcut coptil și vai de mine și de mine, dar așa nu cam nu vezi, amu să duc fiatele șir de la feciori, dorm acolo tot. Nu dorm așa numai de ce. Câte daruri minunate Iisus nouă ni le-a dat. Și de câte ori căzură mâna ta m-a ridicat. Ai murit pentru mine.
Și da, de mulți... La Paști ce aduceau femeile când erai dumătate cocoană? La Paști, tata Dumnezeu de arție ducea și de mult punea și la om, zicea că vine înăcăjit. Punea ouă, punea carne și la om înăcăjit și câte o pască facea. Cum punea? Să dea el la omul care vine de mult, era înăcăjit oameni mai mult. Și? Când vine la biserică. Și? Când vine la biserică, tata punea aparte să dea o pască și carne și ouă. Și cârnace să pune. Deci au avut 10 prunci, o mai avut de dat? Uai, de mică, noi aveam berbânt și câte 10 de brânză, că tata au fost și baci. Și a spus, nu-ți da bani ca pe baci, îți da tu o brânză. Atâta brânză aveam și câte 10, nu știu cum să spui, berbinți de lapte aveam. Și brânza după ce o frământa, tu împușcat cercuri. Până în poc nu era casa cu tindă de mult. Avea, bai, câtă mâncare am avut, cred că nu a avut nimeni și așa mult. Dar mă, când ai un cocontichem, când ai cu ce să-l hrănești. Ua, nu. Și atunci ați fost 10 și ați avut și am... Vai, vai de mine și de mine. Dar oare ce-i cu noi? Din ne chemem așa rău că un prunc nu l-am putea hrăni. Vai de mine și de mine, vine o păi de mult, eu nu uit cât eu trăiesc. Și deja, bă, vezi, am mai bine, nu știu cum să zic eu mai mult bine că am, că tu nu știi ce să mănânci și ce să, și cu ce să te gați și numai heaba că oricumva nu-i, nu-i cum era. Nu e cum era. Oare să mai pierdu credința la oameni? Oamenii mai credincioși de mult? Au fost, să știi, credincioși. Să rugă Dumnezeu, ai Doamne, tatu, că sunt bine era, că tata nostru, cam poța copii. În tata seara ne punea în jărunți și noi ziceam rugăciunile, tăte rugăciunile, ziceam eu. Dar de unde, că tata nu știu capte, tot așa mă gândesc, de unde eu știu te la tătea rugăciuni. Și știa povesti, ne spunea câte o poveste, tata, de unde le știa el? De tăzut tam, și în jarun și ascultam toate hucluțe. Mulțumim, mătușa. Să trăiești, Dumnezeu să te trăiești, mulțumesc frumos, da, că m-ai auziți, invitat. Dacă știți mândre strigători, nu vă duceți cu ele, lăsați-le aici. Țineți minte ce vă spun. Spuneți-ne-le și poate le-am horit și ne-am amintit de dumătă. Da, pe dară, că numai dacă, nu, dacă ne-am mai întâlnit, apoi... Faceți să, dacă nu mi spuneți mie, spuneți-le la găzduile astea și și-or aminti de dumătate. Aia astea găzduie știu, e nu, cred că ca dumătate, că nu le umblă ochii în cap așa ca la dumătate. Eu mă duc în biserică să mă rog, că așa-mi place mie, să stau un pic singură de vorbă cu Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați primit, că ne-ați deschis biserica și să vă dai Dumnezeu sănătate, că eu nu cred că aveți 70 de ani la cum arătați. Am, bun 7 martie. Mulți înainte. Cu plăcere și bine ați venit la noi și vă mai așteptăm cu drag, să veniți oricând. Și acasă și la biserică. Da. Eu zic să le ascultăm pe surorile gemene de aici, din sat, surorile Vlad, care, Suzana și Daciana, care ne-au deschis cumva drumul pentru a vă cunoaște și pe dumneavoastră și le mulțumim tare mult. Și noi le mulțumim și ne mândrim cu ele, că au plecat de jos și au ajuns și ne pare bine că să te ridică. Așa e. Și trebuie să se ridice, că oricum ne fiind satului trebuie să ne mândrim. Așa ar trebui. Ca și cum ar fi fiii noștri. Așa ar trebui. Dacă sunt fiii satului, fiii noștri. Așa ar trebui. Îmi pare bine când se ridică cineva, sincer vă spun. Înseamnă că sunteți un om bun, nu sunteți invidios. Nu. De asta nu îmbătrâniți. Nu știu de ce nu îmbătrâniți, dar am stimulator la inimă. Am stimulator de 6 ani. Până mai am 6 ani de când mi-am pus la inimă. Nu, dar Dumnezeu vă dați înainte. Mi-a dat zile, mi-a merg înainte. Dumneavoastră care atâția oameni îi vedeți cum să duc. Da. Cum? Bă, dar așa... Ce ați înțeles din viața asta? Care e filozofia? Filozofia vieții astea trebuie să fim aproape de Dumnezeu, că trebuie să fim pregătiți oricând, că ziua de astăzi e a noastră, aia de mâine, nu știm ca cui, că e a lui Dumnezeu, dar nu știm că e a noastră sau nu e a noastră. Așa mai e. Restul, ce să putem spune? Altceva? Mulțumim tare mult! Să ne dăm Dumnezeu sănătate! Da. Și noi vă mulțumim! Dragii noștri, vă mulțumim că ați rămas alături de noi!
până în acest moment. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare cu o nouă emisiune Zăstrea Maramureșului. Până atunci, vă spun ca de fiecare dată, Dumnezeu ne dă e bine. Și pe săptămâna care vine să ne vedem cu bine. Să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Veci de veci.